Bună ziua, dragi elevi! Bine v-am găsit la o nouă lecție de educație pentru societate. Mă numesc Petru Golban și împreună vom aborda subiectul drepturi în conflict. La prima vedere s-ar putea că este un nonsens, dar deseori ne pomenim în situația în care drepturile intră în conflict și vă asigur că zi de zi asemenea lucruri se întâmplă. Pentru început, vă rog să priviți imaginea de pe ecranele dumneavoastră și să presupuneți ce credeți că ar gândi primul pește, ce credeți că ar gândi cel de-al doilea pește și ce credeți că ar gândi cel de-al treilea pește. Drepturile omului au trei elemente. Titularul de drepturi, conținutul dreptului, ceea ce titularul are dreptul de a pretinde și titularul de obligații, persoana sau instituția care trebuie să răspundă la solicitare. Îndatoririle sunt de obicei evaluate la trei niveluri. A respecta înseamnă a se abține de la a priva, direct sau indirect, indivizii de drepturile lor, inclusiv a se abține de la instituirea unui sistem instituțional care ar lipsi oamenii de drepturile lor sau de la oferirea de stimulente altora pentru a lipsi oamenii de drepturile lor. A proteja înseamnă a pune în aplicare acest respect. Ai împiedica pe cei care caută să-l priveze pe un altul de drepturi, fie că este vorba de oficiali guvernamentali, instituții internaționale, corporații private, lideri ai comunității, persoane vigilente sau membri ai familiei, de la a face acest lucru. A îndeplini înseamnă a-i ajuta pe cei care au fost privați, inclusiv pe cei față de care există o responsabilitate specială, pe cei care sunt privați deoarece datoria de a respecta și datoria de a proteja drepturile lor nu au fost respectate și pe cei care sunt victime ale catastrofelor naturale. Acest ajutor cuprinde măsuri legislative, bugetare, judiciare și altele pentru a oferi cel mai bun mediu posibil pentru politica de protecție a drepturilor. Deși, la prima vedere, se pare că lanțul dorințe, nevoi, drepturi, responsabilități este unul logic, iar drepturile omului oferă răspunsuri clare, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Într-adevăr, sunt multe situații în care dreptul cuiva vine în conflict cu dreptul altcuiva. Într-un asemenea caz, gândirea critică ne poate ajuta la evaluarea drepturilor implicate prin comparație unele cu altele și la determinarea propriei soluții. Te rog să faci acest tabel în caietul tău sau pe o foaie sau dacă ai un portofoliu. Deci, descrierea cazului, notezi apoi drepturile omului sau a copilului aflate în conflict și soluții. În continuare, eu am să dau citire unor cazuri, iar tu va trebui să descrii acest caz pe fișa ta, să identifici drepturile aflate în conflict și să propui soluții. Până a trece la cazurile analizate, eu am să vă reamintesc unele dintre drepturile cele mai importante pe care le are omul, dar și copilul. Astfel, practic, unul dintre primele documente de bază din domeniul drepturilor omului este Declarația Universală privind drepturile omului, sau DUDO, prescurtat, adoptată de către Organizația Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948. Și aceste drepturi simplificate le vedeți pe ecranele voastre. În această declarație sunt stipulate dreptul la viață, dreptul de a trăi fără a fi torturat, fără sclavie, dreptul la libertate, dreptul de a fi recunoscut ca persoană, dreptul la naționalitate, la intimitate și viață de familie, dreptul la proprietate personală,
dreptul la circulație, dreptul la azil, libertatea de gândire și conștiință și religioasă, libertatea de expresie, dreptul la mâncare, băutură și adăpost, dreptul la îngrijire medicală, dreptul la educație, dreptul de a participa la viața culturală, dreptul la ordine socială care recunoaște drepturile omului. Odată ce v-am amintit aceste drepturi, în continuare voi citi cazurile ca voi să identificați drepturile aflate în conflict. Primul caz. Max este un băiat de 8 ani care a suferit traumatisme grave în urma unui accident și necesită să îi se facă de urgență o transfuzie sanguină într-un spital. Cu toate acestea, tatălui interzice personalului spitalului să efectueze această procedură din motive religioase. Mama copilului și doctorii doresc să îi salveze viața. Vă gândiți, descriți în 2-3 propoziții acest caz și apoi identificați care drepturi intră în conflict aici și în cele din urmă propuneți una, două soluții pentru rezolvarea situației. Al doilea caz. Într-un spital, la serviciul de urgență lucrează numai un număr limitat de persoane. Este o seară agitată și mai este loc doar pentru încă o singură persoană în vederea primirii tratamentului de urgență. Deoarece viețile a două persoane sunt încă în pericol, medicii trebuie să hotărască dacă vor trata un copil de vârstă fragedă sau un afacerist de succes. La fel ca și în primul caz, identificați drepturile aflate în conflict și propuneți soluții. Cel de-al treilea caz se referă la autoritățile locale care intenționează să construiască o școală nouă pe un teren care este unul dintre puținele locuri în care copiii mai pot încă să se joace. Și în acest caz vă rog să identificați drepturile aflate în conflict și să propuneți soluții de rezolvare a acestea. Eu sper că în viața voastră nu vor apărea deseori drepturi în conflict, de aceea vă urez să dați dovadă de clar viziune și să respectați drepturile tuturor. Sănătate!